Bun găsit, dragi sănmăreni, la o nouă emisiune Sportul Sănmărenilor aici pe sanmareni.ro. Astăzi vom vorbi despre fotbalul județean care de câteva săptămâni a început, au trecut deja câteva etape și în Liga 4 Elite, de exemplu, Unirea Tășnad ocupă fotoliul de lider după 4 meciuri cu 4 victorii. Astăzi vom vorbi despre Unirea Tășnad, să vedem care sunt planurile pentru noul sezon. Este un start lansat pentru fosta echipă sanmăreană care a activat în urmă cu câțiva ani în Liga 3. Vom afla care sunt planurile, cum s-a construit echipa, pentru că s-au făcut mai multe schimbări în această pauză de vară. Și sigur vom discuta și despre alte subiecte din fotbalul sanmărean, național, european, chiar vedem pe parcursul emisiunii. Avem doi invitați astăzi, Raul Iuhas, jucător la Unirea Tășnad, revenit în Satul Mare. Așa, și Cosmin Iuhas, noul antrenor de la Unirea Tășnad, deja de câteva luni. Cosmin, bine ai revenit la noi. Bună seara, bine v-am regăsit, mulțumim de invitație. Începem cu tine. Spune-ne ce s-a întâmplat în pauza de vară la Unirea Tășnad, cum s-a format noua echipă, să o luăm așa cu începutul. S-au făcut multe schimbări, s-au adus mulți jucători. Păi aș începe cu a mulțumi celor care s-au gândit la mine atunci când m-au ofertat să ajung la Unirea Tășnad. De la început, de când am mers acolo, mi-am dorit să facem o echipă foarte bună și să gândim o strategie bună ca în cel mai scurt timp să reușim să facem un pas mai sus de Liga 4 și parcă cineva sau cumva așa s-au așezat lucrurile că ne-au în perioada asta scurtă s-a format și o echipă foarte competitivă pentru nivelul la care suntem, plus echipa de seniori a trecut la un investitor din mediul privat care a contat enorm de mult în tot ce am gândit noi de la prima zi când am mers la Tășnad. S-a schimbat practic și conducerea clubului, avem un nou președinte care și până acum se ocupa de tot ce înseamnă conducerea echipei și tot ce înseamnă organizarea activității de la Unirea Tășnad, dar acum a intrat și el în legalitate, este noul președinte al clubului. Despre cine este vorba? Despre domnul Jido Lorand, exact. Un om foarte profesionist care știe ce are de făcut, care ne sprijină permanent cu tot ce avem nevoie, în care și eu și jucătorii avem mare încredere că împreună putem să facem ceea ce ne dorim. Dacă luăm în spate declarația, prima declarație care am dat-o când am ajuns acolo, asta a fost ideea și tot ce m-a atras acolo, profesionalismul lui Lori, condițiile care sunt acolo și faptul că în scurt timp se dorea să facem un pas mai sus. Uite că parcă Dumnezeu le-a așezat toate și acest început de campionat, ne-am format echipa, n-a fost ușor să o formăm. Când am ajuns la Tășnad, gândiți-vă că am găsit 4 jucători sau 5. Astăzi avem un lot format din 23 de jucători, din care 3 sunt portari și suntem destul de competitivi. Sigur, nu la cel mai bun nivel încă de joc și nu suntem chiar la nivelul de potențial care îl avem și care îl au toți jucătorii, dar cred că suntem foarte bine, avem 4 victorii. Cei din conducere plus și noi cei din staful tehnic încercăm să oferim un mediu cât mai plăcut jucătorilor, să aibă condițiile care sunt necesare pentru a putea să facă un pas mai în față din toate punctele de vedere, atât administrative cât și antrenamente și mod de recuperare și tot ce avem. Asta a făcut până acum să meargă, suntem pe primul loc, avem 4 victorii în care am întâlnit, după părerea mea, 4 adversari buni, dacă nu foarte buni, pentru nivelul Liga 4 unde ne aflăm și asta ne dă speranță pe viitor și liniștea necesară să ne ducem spre ceea ce ne propunem. Spuneai că erau doar 4 jucători când ai ajuns la echipă. Nu este greu să duci jucători la Tășnad? Mă gândesc că nu sunt mulți, foarte mulți din Tășnad. Sigur că nici ușor nu este, dar mă repet, având acest sprijin care a preluat echipa de senior și domnul președinte Lori a știut să gestioneze foarte bine problemele împreună cu mine, cu tot ce am reușit să ne unim și să punem tot ce e mai bun, am reușit să convingem mai mulți jucători să-i ducem la Unirea Tășnad și cred că am reușit să-i convingem datorită a ceea ce am arătat, ceea ce muncim, ceea ce facem, ceea ce ne dorim să facem și cred că de aceea am reușit să aducem jucătorii. Nu e ușor să duci 17 jucători noi, să construiești o echipă, dar, repet,
rezultatele care sunt până acum și modul cum se pregătesc ei, liniștea ce avem acolo, condițiile ce le avem, ne fac să ne simțim bucuroși și încrezători pe viitor că putem să realizăm ceea ce ne propunem. Da, în sfârșit, Unirea Tășnad își propune, nu? Obiectivul este promovarea în Liga, câștigarea titlului, după care... Păi, ca prim obiectiv îl avem play-off-ul, după aceea vedem ce se întâmplă, pentru că să știți că nu e ușor să fii într-o competiție, nu e ușor să joci, să câștigi fiecare meci, indiferent de nivelul la care ești, nu că ai adversari, ai o grămadă de depinzi de foarte mulți factori, de forma care te găsește jocul, de terenul de joc, de o grămadă de factori. Dar, repet, noi încercăm să pregătim jucătorii, să le dăm mediul potrivnic, antrenamente care au nevoie, condițiile care le au nevoie, ca în momentul când ajung la fiecare meci să fie pregătiți din toate punctele de vedere, să poată să câștige fiecare joc. Raul, ai revenit, nu? În România după mulți ani, în Germania. Spune-ne cum ai revenit în România. Mai am revenit foarte bine și la început de sezon, când vorbeam cu Cosmin și mi-a propus, să zic așa, și cu conducerea, cu domnul Lori, să venim să facem o treabă bună la Tășnad. M-am gândit, zic, de ce nu? Haide că îl știu pe domnul președinte de mult, pentru că suntem din aceeași generație. Știam că este un om foarte serios și am zis că să mai dau și eu o mână de ajutor cât pot, cu experiența mea și cu ce pot încă mai. Și nu vreau în primul rând să mă las de sportul ăsta, încă mai vreau să mai joc cât mai pot, cât mă țin picioarele și sănătatea îmi permite. Am revenit pentru că au fost 15 ani petrecuți dincolo, cred că destui, din punctul nostru de vedere și al familiei, și am găsit acasă un mediu foarte bun din toate punctele de vedere. Eu n-am crezut că o să ne integrăm, să zic așa, foarte bine înapoi, dar este foarte bine. Deci și din punct de vedere fotbalistic și din toate punctele de vedere. Spune-ne cum a fost în Germania, acolo ai continuat să joci fotbal, lumea te știe, afli, nu? Da, așa este. Ai continuat să practici fotbalul, spune-ne echipele pe la care ai jucat și ce întâlnim în Germania. Pentru început am plecat în 2010, am stat vreo 3 ani la nivel de amatori, după aceea am făcut un pas bun spre nivelul Ligii a 7-a, destul de bun nivelul, cred că este cam de nivelul Ligii a 3-a la noi, cu condiții foarte bune, din toate punctele de vedere, la orice echipă unde am fost, începând de la echipamente, training-uri, deci ceea ce este o normalitate, părerea mea, în zilele noastre. Nivelul foarte bun de fotbal, în rest, am jucat la vreo 5 ani buni, am jucat la nivelul Ligii a 7-a, după aia încet încet cu vârsta, mai la 30 de ani, încet încet la nivel de amatori și tot așa am ținut-o, să zic, până m-am reîntors și ultima dată unde am jucat la SV Brackenbach, este un club de nivelul Ligii a 9-a, care un sătuc, să zic așa, și cam atât a fost. Sunt acolo probleme din, nu știu, cu stadioanele sau cu condițiile sau nu se pune problema de așa? Din punctul ăsta de vedere nu se pune problema, pentru că chiar mai vorbeam cu amici, cu prieteni și le ziceam că, zice, acolo aveam teren de antrenament, nu exista. Acum multe meciuri se amânau din condițiile meteo, să zic. Plua foarte mult, nu te lăsa să intre, nu îți dădeau voi, dar în rest, așa, din punctul ăsta de vedere, nu, niciun problemă. Ai mai jucat și cu alți sânmăreni sau români? Da, am mai jucat chiar cu Dorel Anton, am jucat cu el, este un fost jucător al Olimpiei, a jucat foarte mult la nivelul Ligii a 4-a și la noi la Micula, pe la Turți, am mai fost Samobil, cu el am plecat, cu el am păstrat și păstrez o legătură foarte bună. Am mai jucat cu Ionica Pașcu, pe care toată lumea îl știe și el tot a fost jucător divizionar C, a jucat pe la Petrești, pe la Carei, la Samobil, cu Raul Crișan. Cu Raul Crișan am apucat să joc un jumătate de an, da? Care îl știți foarte bine și el este un jucător foarte, foarte titrat, să zic, pentru noi sădmărenii. Și cam atât așa dintre jucătorii, să zic așa, mai renumiți. Ai revenit la Satu Mare, cum ți se pare? Acum ai jucat și câteva meciuri. Câte ai prins minute? Da, am prins. Titular am prins. Nu am văzut că ai am jucat cu Negreștiu, cu Dorol subtitular, cu care eu, din păcate, n-am fost la meci, că am avut niște probleme
personale, acum cu sportul botez. Da, nivelul mi se pare foarte bun al ligii al patra elite. Pot să zic că este un nesperat nivel. N-am crezut că o să fie. Probabil zic asta și din perspectiva vârstei, să zic așa, că totuși nu sunt așa de tânăr, dar fotbal bun, foarte bun. Sincer, foarte bun, nesperat de bun. Pentru nivelul ligii a patra elite, chiar un nivel foarte bun. Condițiile de joc? Condițiile... Dincolo de Tășnad, am înțeles că s-au făcut multe îmbunătățiri și acolo. Da, la noi la Tășnad sunt foarte bune condiții, părerea mea, foarte condiții de Liga a treia, zic eu, pentru și ceea ce și conducerea se dorește anul ăsta. În rest, acum și la alte echipe sunt. Pentru Liga a patra elite, eu zic că sunt foarte bune condiții. Acum, poate mulți zic suprafețele de joc un pic mai au de suferit așa, dar trebuie să te adaptezi la ce găsești, că așa e fotbalul. Așa e la noi. Da, bineînțeles. E mai greu cu suprafața de joc, mai ales că avem și anotimpuri reci, anotimpuri mai puțin calde. Cosmine, ați început în forță, nu? Cu Oașul Negrești, ați câștigat cu 2-1. Cum a fost acel meci? Ați jucat contra campioanei județului Satu Mare. Sigur, s-au făcut multe schimbări și acolo, dar... A fost primul nostru meci oficial în această concurență cu lotul care l-am avut. Am întâlnit, cum ai spus și tu, fosta campioană județeană, un meci greu care l-am dus, dar cred că l-am dus bine, deși am fost conduși cu 1-0 la pauză. În a doua repriză, cred că calitatea individuală plus dorința foarte mare de victorie ne-a dus spre a câștiga acel joc. Negrești o echipă care practic și-a păstrat 90%, dacă nu aproape de 100%, primul 11 plus... Deci nu s-au făcut mari schimbări acolo. Nu, plus au venit îmbunătățiri. După părerea mea, l-au luat și pe Denis Lazar de la CSM, au luat un portar foarte bun de la Baia Mare. Cred că e o echipă la fel de bună ca anul trecut. După care, cu cine a jucat? După care am ieșit în deplasare la Dorolț, fosta echipă unde am antrenat, din nou un adversar pentru nivelul Ligii a patra foarte bun, unde la fel, după o primă repriză în care... Și aceste aspecte ale jocului sunt normale când faci o echipă în 7 săptămâni, în 6 săptămâni, nu poți să joci ca și Barcelona și normal că relațiile de joc încă nu sunt ce trebuie, dar în schimb câștigăm pe parte de calitate individuală, unde la fel calitatea individuală în a doua repriză ne-a dus să întoarcem jocul și să reușim să-l câștigăm. A venit acel joc acasă cu Victoria, care e la fel o echipă în suferință, în formare, dar cu... jucători, câțiva jucători, 3-4 jucători tineri foarte buni, care cred de perspectivă, pe care i-am văzut la Carei la meciul de acasă. Sigur, a fost o victorie, un meci la îndemâna noastră, dar și acolo, cu mici probleme, ne-au egalat după 1-0, după care am reușit să ne impunem să câștigăm. A venit și acest meci cu, după părerea mea, una dintre cele mai bine pregătite echipe din toate punctele de vedere. Sportul Botiz, având în componență foarte mulți jucători de la Soccer Visa și de la Soccer Visa, e o echipă care poate să pună probleme și chiar o echipă pentru acest nivel foarte, foarte bună. Pregătită din toate punctele de vedere și aici vorbesc doar sportiv. Adică o echipă pregătită fizic, care știe ce joacă, care nu joacă întâmplător, știe cum să-și ducă ambele faze, se e foarte bine organizată. Și trebuie să-i felicit. Am avut un meci greu cu ei, dar cu atât mai mult meritele băieților sunt mai mari, că au reușit să se impună cu 3-1 și au mai fost încă 2-3 ocazii de gol care cu puțin atenție le puteam fructifica și să ne facem puțin jocul mai ușor. Ne-a spuneai de Sportul Botez că este o echipă puternică pe teren, dar deocamdată nu are puncte. Nu are puncte... Trei meciuri, trei înfrângeri. Da, nu are puncte, poate din alte motive care n-aș vrea să le discut și să le dezbatem acum, să ne întindem, dar eu vorbesc sportiv că am văzut niște jucători mult peste nivelul la care suntem noi la Sportul Botez. Și acum urmează derbiul cu Talna, Orașul Nou. Un nou meci. Ați avut meciuri grele, nu? Da, din nou. Negrești, Dorolț, Botez, acum care nu... Urmează Orașul Nou. Așa e frumos. Campionatul ne duce iar la Orașul Nou, o echipă grea care nu mai are nevoie de nicio prezentare pentru acest nivel, dar o echipă care
și-a arătat și ea slăbiciunile la meciul cu Negrești, când n-am reușit să înțeleg rezultatul, dar 6-1, nu? Atât 6-0. 6-0 chiar. Da. Înseamnă că ceva slăbiciuni sunt și la ei pe parte de joc. O echipă care cu siguranță nu ne va aștepta cu brațele deschise la ei, dar știm ce avem de pregătit. Sper ca entuziasmul ăsta care îl căpătăm după victorie, după victorie, să îl păstrăm și la Orașul Nou, să reușim să ne impunem și acolo și să ne ducem mai departe drumul care îl avem, să reușim să câștigăm și jocul de acolo, că după aceea ne așteaptă iar un meci destul de complicat acasă cu Beltiugul. Ne aruncă campionatul în meciuri unul după altul tot mai grele, dar v-a spus, satisfacțiile sunt mai multe și cred că și grup deja prindem entuziasm, pentru că avem nevoie de entuziasm. Am văzut și lume foarte multă la Tășnad la fiecare meci pe care l-am disputat, începând cu meciul de pregătire, și din ce în ce aceste victorii au adus lumea mult mai mult lângă teren. E o comunitate care iubește fotbalul și asta ne obligă și pe noi ca antrenori, ca jucători, ca oameni să dăm totul pentru a câștiga fiecare meci, pentru că practic și la urma urmei pentru acei oameni și pentru copiii care vin la stadion și pentru voi suporterii și toată lumea, pentru aia jucăm și încercăm să muncim zi de zi cât mai bine să obținem cele mai bune rezultate. La Tășnad de o bună perioadă deja s-a acoperit tribuna, deci chiar și în caz de ploaie. Da, să știți că la meciul cu Carei a fost o vreme destul de capricioasă, frig, ploaie, și pe surprinderea noastră a fost plină tribuna. Cum ai zis tu, sigur, avantajați de faptul că s-a acoperit. A fost lume multă, văd copii mulți, ceea ce iarăși e foarte îmbucurător. Stăm foarte bine și la centru de copii și juniori, unde avem doi antrenori calificați pentru ceea ce fac, cu o grămadă de copii, 4 sau 5 grupe, nici nu vreau să le spun. Plus avem la juniori A1 un coleg care la fel se ocupă de jucători. Din grupa care s-a ocupat, îi avem la antrenament, avem și juniorul care îl avem, și de fapt juniorii toți trei ne sunt tășnădeni. Așa că cred că putem să facem ceva frumos. Sigur, nu va fi ușor. Avem nevoie de multă liniște, de sprijin, de tot ce trebuie, pentru că satul mare și Tășnad cred că merită un loc mai sus la ceea ce se întâmplă astăzi acolo. Satul mare, Tășnad, Carei, Negrești, cam multe ar merita să... Ar merita, dar din păcate... Este greu. E greu. E greu cu partea... Cu partea financiară și cu partea de implicare, de organizare acolo, cred că... Ne mai lipsesc președinței avei ca Neaurel, ca domnul Boudi, ca domnul Catri. Raul, cum se vede fotbalul din satul mare de acolo, din Germania? Mai urmăreai? Mă gândesc da, că... Da, bineînțeles că urmăream. Bineînțeles că urmăream, mai ales și cu Cosmin. Tot timpul mai țineam contactul, plus când a fost și el pe la CSM. Mai urmăream. Doar că mie mi se părea așa ciudat acum, când am venit acasă, toată lumea povestea de un jucător, de altul, nu știu... pe care eu nu-i știam, că nu-i văzusem. Toți sunt tineri, 22, 23, 25, 26. Mamă, ce bun e ăla, ce bun e ăla, ce bun e ăla. E bun să-l văd, că nu-l cunosc, deja v-am povestit de el. Dar să știi că îmbucurătorii că chiar au fost și sunt tineri foarte talentați. Și cred că Sătmaru, în general, a dat de-a lungul timpului tot timpul talente. Foarte mulți jucători talentați. Acum, cu timpul, ce s-a întâmplat pe parcurs, numai cel de sus știe sau ei, dar eu zic că satul mare are un centru foarte bun de copii talentați la fotbal. Doar că nu este valorificat sau nu se profită la maxim de ceea ce are satul mare. N-avem o echipă în Liga a doua, e cam... Da, asta este un păcat, că au trecut ani de atâta timp. Și cred că nici nu mai știu de cât timp au trecut, că deja sunt mai 2018, bine. Parcă am avut ultima dată în Liga a doua. No, deja, uite, 6 ani buni, care... Eu zic că Sătmaru merită un loc la Liga a doua, pentru că este o echipă de tradiție, în primul rând, a Ligii a doua. Și așa comunitate de... Toți sătmărenii cred că iubesc fotbalul, adică nu cred că nu mergi și la CSM, mai mergi și pe la voluntarii olimpiști, uiți la meciuri, plin de lume la meci, adică... Le sunt place care merg fotbal. La ambele meciuri. Exact, sunt care merg la ambele meciuri. Așa că, din punctul ăsta de vedere, ar organizării și ăsta, sperăm că pe viitor
să avem o echipă totuși la Liga a doua, pentru că merităm. Liga întâi poate peste, acolo ne mai trebuie... Eu zic că la Liga întâi mai trebuie să treacă, mai un trebuie să parcurgem câteva... pentru fotbalul românesc, nu? Etape, da. Da. Deși nici acolo n-am fost așa, chiar așa de departe cu FCSB. Mergem pe partea națională. Liga întâi s-au scurs deja 10 etape, parcă. Da. Raul, cum ți se pare fotbalul de la televizor? Deci foarte, foarte bun nivelul Liga întâi. Acum nu putem compara cu nivelul Bundesligii sau alte, dar cred și aici că la noi au ridicat un pic nivelul și jucătorii străini. Au venit câțiva jucători foarte buni de valoare și dacă ne uităm pe la toate echipele din Liga 1, sunt câțiva stranieri străini de nivel foarte bun, ceea ce este îmbucurător. Pentru că, no, totuși, suntem în 2024, trebuie să avem un nivel totuși la noi ca la campionat. Nu... Da. Dar unii ar spune că sunt și prea mulți străini, că ar vrea români. Da, acum nu știu ce să zic cu românii. România trebuie în primul rând să și demonstreze, să zic așa, mai mult, să-și dorească poate mai mult. Că eu zic că aici suferim noi, din punctul ăsta de vedere al dorinței, al ambiției, să dăruim mai mult, să oferim mai mult fotbalului, că fotbalul te răsplătește la un moment dat. Dacă tu ești corect cu el, și el te răsplătește. Da, bine, acum nu facem noi analize sau nu sunt în măsură să fac analize pentru asta, dar cred că aici avem un deficit din punctul ăsta de vedere al dorinței și al ambiției să muncim mai mult, să oferim mai mult. Să vezi că jucătorul își dă totul da, pe teren înțeles. Și că și la fel, aceleași comparații putem face și la nivelul Ligii a patra, pentru că niciun meci nu e ușor. Eu acum văd și pentru că dacă nu ești un pic implicat în meci, să-ți dorești, să ai ambiție, să câștigi, nu o să se dea nimeni la o parte, că nu, tu ești liderul, ai venit, joci cu noi, gata, nu, a venit Tajnadul la noi și nu, toată lumea își va dori să câștige cu tine, pentru că este un lucru normal. Tocmai de aceea trebuie să oferim și noi mai mult și să fim mai mult implicați în meci, în ambiție, în dăruire, în condiția noastră să fie tot timpul, să fim atenți, pentru că nu o să se dea nimeni la o parte și... Să zic că nu. Poftim. Da, hai de gol. Exact. Naționala României ți-a dus momente de satisfacție în da. Ultima perioadă. Am fost cu Cosmin la meciul cu Ucraina, am trăit niște momente unice. Deci ați fost pe stadion. Da, am fost la München, da, pe stadion. A fost ceva, cred că, sper să ne mai ofere Dumnezeu șansa să mai trăim asemenea clipe. Ceva unic, adică... Tot vibe-ul ăla creat în jurul echipei și înainte de meci, toată lumea pozitivă. Deci nu știu dacă s-a mai întâmplat așa ceva ca și noi, ca și nație, să avem un vibe de asta așa pozitiv. Cred că și faptul că diaspora a fost foarte mult aproape de... Au mers foarte mulți la meci, a dat, să zic așa, un imbold și toată lumea. Chiar am ieșit de la metro, că ne-am îndreptat spre Maria în plaț. Și auzeam deja toată lumea cu România, toată lumea scanda, toată lumea era, mamă, deci se ridica părul pe mână. Așa era de foarte frumos. Deci un campionat european senzațional, din punctul meu de vedere. Crezi că s-a născut, sigur că nu acum s-a născut generația, dar crezi că s-a născut ceva frumos pentru Naționala României? Eu cred că da, s-a născut. Bineînțeles că s-a născut, doar că acum trebuie să clădim. Și eu cred că prin aducerea domnului Mircea Lucescu, era cel mai indicat personaj din fotbalul românesc să preia această generație și să o ajute să o crească și să o aducă la un nivel mai sus, să zic eu. Și momentan rezultatele dânsului arată chiar foarte bine. Și cred că fiecare înțelege ce are de făcut și unde trebuie să ajungă noi ca și țară iară la nivelul unde am fost. Urmează în octombrie alte două meciuri în Liga Națiunilor, să vedem cum va gestiona domnul Mircea Lucescu și aceste meciuri. Cosmine, Mircea Lucescu la Națională, un obiectiv la fel ca numele lui, nu? Calificarea la o cupă mondială. Se poate? Eu cred că, cum a zis și Raul, a fost cea mai potrivită alegere a Naționalei și sunt convins că va reuși să ducă echipa la Mondial, pentru că s-a văzut și în acest, deși am suferit un pic la jocul cu cine am jucat acum, Lituania, da? Da. Dar
au capacitatea și cred că vor reuși să-și îndeplinească și ei obiectivul. Ar fi, nu, după aproape 30 de ani, am fi... Da, ar fi momentul cel mai prielnic, cred că, după ce s-a întâmplat la campionatul european. Acum ar fi momentul cel mai prielnic ca această generație să ajungă și la un campionat mondial. Și eu cred că o vor face, au capacitatea necesară. Dincolo de fotbal de România, sâmbătă organizați un turneu cu Someșul Satu Mare. Spune-ne, Cosmine, despre ce este vorba așa pe final de emisiune. Păi, cum bine știți, îmi desfășor activitatea și la clubul Viitorul Someșu, club nou înființat de către familia Petric. Și venim cu acest turneu în memoria unui președinte foarte mare a fotbalului sudmărean, după părerea mea, Dumnezeu să-l odihnească pe domnul Aurel Buzaș. Și venim cu un turneu care să ne reamintească de el, de fotbal, de momentele lui, de ceea ce a fost dânsul ca președinte, ca om de fotbal, a condus atâtea echipe și atâția oameni și în special la Someșul Satu Mare, atâția jucători au trecut pe acolo. Un turneu cu 16 echipe, 8 echipe la fiecare categorie de vârstă, la categoria 2016 și 2017. Un turneu care va fi un turneu foarte bine organizat și ne dorim să iasă foarte bine totul. Vă așteptăm și pe voi cu drag, așteptăm oamenii din oraș să vadă copiii cum joacă, să vadă condițiile care sunt acolo la stadion și modul în care ne desfășurăm noi activitatea. Va fi un turneu care cred că și copiii se vor bucura de fotbal, pentru că stadionul Someșu arată impecabil, suprafața de joc și tot ce înseamnă condiții de la vestiare. Iar noi, cei care l-am cunoscut pe Neaurel, să ne bucurăm și să povestim despre el și să ne aducem aminte cu plăcere. Chiar premiile la sfârșitul competițiile vor fi oferite de fiicele dânsului, așa că va fi o atmosferă frumoasă, o atmosferă și emoționantă, dar și frumoasă, în care vă invităm și pe voi să faceți parte din ea, să ne aducem aminte, repet, cu plăcere de ce a fost Someșul, ce a fost Neaurel Buzaș, ce am fost noi, cei care am trecut pe acolo ca jucători. Vor fi mulți și foști jucători care vor fi invitați și vor face parte și vor veni să participe la această competiție. Deschiderea o va da un alt fost mare jucător al Someșului Satu Mare, domn președinte Silaghi Ștefan, președintele AJF-ului. Așa că va fi o atmosferă și de sărbătoare, și emoționantă, și cu fotbal, și cu plăcere, și cu de toate. Și trebuie să ne bucurăm și sperăm ca în viitor să reușim să organizăm cât mai multe evenimente de acest gen, pentru că, repet, noi, oamenii pasionați care ne place fotbalul și trebuie să ținem cu dinții și să oferim copiilor și orașului fotbal la toate nivelele și de calitate și cu cât mai multă bucurie și cât mai mult vibe pozitiv care să ajute oamenii, poate de ce nu pe viitor să atragem atenția mai mult și conducerii și celor care au puterea să ducem Olimpia la nivelul Ligii a doua, să mai avem încă o echipă două de Liga a treia și să mai avem un centru de copii foarte bun la care eu sper că cât voi trei și când voi ajunge bătrân să-l văd la Satu Mare, un centru de copii și junior puternic, cum era pe vremuri, într-o singură structură cu tot ce înseamnă copil talentat, că se poate. Și atunci putem să spunem că avem într-adevăr fotbal și suntem ce trebuie la Satu Mare. Acum încă suntem pe drumul ăsta de a ne organiza, nu ne găsim nicăieri, parcă suntem toți împrășteați, toți. Avem nevoie de mai multă unitate și mai multă, cred că, colaborare, în primul rând, și de mai multă dorință de a face ceva frumos și măreț. Sincer, eu, de fotbalul ăsta mic, un pic ne-am cam săturat. De câțiva ani, parcă ne zbatem într-un fotbal prea mic. Și nu ne caracterizează. Prea multe orgolii, foarte multe orgolii, prea multe interese, care nu-și au rost, nu-și găsesc, practic nu-ți găsește niciun drum spre a face ceva mai măreț. Și a lăsat ceva în spate, că practic, atunci când plecăm cu toții, trebuie să lași ceva în spate. A fost la o echipă, ce ai făcut? Bă, nimic. Am retrogradat sau am desfințat-o sau nu m-am înscris în campionat. Dar ce ai făcut? Bă, l-am bătut pe ăla cu 7-0, bă, ce tare am fost eu. Și unde joci acum? La Liga 4. E bun. Da. Raul, un mesaj pentru suporterii de la Unirea Tășnad. Ce le promiteți pentru... Noi le promitem, în primul rând, din punctul de vedere al jucătorilor, că meci de meci vom da
totul și, în primul rând, să ne îndeplinim obiectivele și îi așteptăm cu drag pe toți, cât mai mulți, la stadion, să vină. Meci de meci și în deplasare, de ce nu? Cine are posibilitatea și să vină și hai unirea. Ce să zic. Da, sunt deplasări lungi, mai ales dacă veți merge la Negrești, 100 și ceva de kilometri. Da, cu siguranță vom avea suporteri și aș vrea și eu să le mulțumesc pe această cale că se apropie de echipă și că apreciază ceea ce încercăm să facem acolo și așteptăm cu drag la teren și când vor mai fi, pentru că în viața unei echipe sunt și momente mai puțin bune, mai nu suntem și Barcelona și Real Madrid mai pierde meciuri, dar apoi noi la se mai întâmplă câte o sincopă, câte o să fie aproape de noi că și să fie sigur că cu toții ne-am dus la Tăjnați și suntem la Tăjnați ca să facem ceva frumos și ceva serios. Nu ne-am dus la Tăjnați că n-avem ce face la Satu Mare și să mergem la antrenamente de 3 ori pe săptămână și la meci, că să ne ducem să bem o bere și să venim acasă. Nu, ne-am dus acolo să facem ceva frumos și mă întorc la prima declarație și sper că la anul viitor pe vremea asta să pot să o tot amintesc. Suntem la Tăjnați să facem următorul pas pentru că se poate și sunt condiții și chiar se dorește un pas următor. Da, Doamne ajută, domnilor, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea de a veni. Mulțumim și noi, și mult succes în tot ceea ce faceți. Mulțumim, seară bună. Seară plăcută. Dragi sunt Mariene, așadar, sâmbătă sunteți așteptați la stadionul Someșul, unde este un turneu de copii, un turneu de fotbal, un memorial mai mult, Aurel Buzaș. Vor fi mulți oameni de fotbal acolo, toată ziua vor fi meciuri interesante, să sperăm că și vremea va fi una foarte bună. Iar duminică, de ce nu, Talna Orașul Nou, Unirea Tăjnad, un meci care va începe la ora 17, un meci care se anunță a fi extrem de interesant. Așadar, un weekend plin de fotbal, rămâneți în continuare cu sărmărenii.ro.